găsit? Este acela sus. Acolo este XX-cate, care putem și muzim, care dă lumină. De obicei, pe Facebook, eu mă uit la patrulă cățeluselor. Ce ar trebui să facem ca să fim foarte populari pe Facebook? Să punem multe poze, videouri și să ne facem tot mai populari. Cum să trebuie să te îmbraci ca să faci o poză reușită pe Facebook? Trebuie să ne îmbrăcăm în ochi foarte frumoase. Dar dacă nu avem o rochie foarte frumoasă, ce facem în cazul acesta? Mă ne îmbrăcăm în așa ca la tine. Trebuie și cu haine frumoase. Păi să ne îmbrăcăm frumos, să ne aranjăm frumos. Apoi și pe asta. Cum să facă băieții poze reușite? Cu pielea goală. Dar se poate cu pielea goală de pozat? Da. Apropo, ai auzit ce e asta, un selfie? Și ce e asta? Asta este la un oraș. Eu vreau să ajung în acel oraș și îmi zici cum să ajung? Da. Cum? Să ajungi pe jos. Când faci poze și vorbești că așa cum ai vorbit acum și... Selfie înseamnă faci o poză. Un selfie este o poză simplu. Hai să încercăm să facem un selfie, noi două. Noi putem să facem singure. Despre Instagram ai auzit ceva? Da, ce m-am auzit că acolo se postează multe fotosese, videouri. Păi eu cred că sună așa, fiindcă e un parc de distracții uriaș. Păi eu mi-imaginez așa că se află la granița Chișinăului și acolo sunt și niște topogane lungi. Ce persoane o să găsim acolo? Din vreo trei țări. Italia, din Italia, din Polonia și din Germania. Dă-ne niște sfaturi cum să avem mulți urmăritori pe Instagram. Poze frumoase. Așa. Să-i punem like și inimioare. Diferite chestii. Nu știu ce face mama mea, de exemplu, sau ștampa. Dar stă des pe Instagram. Aproape tot timpul. Facebook sau Instagram are perspective mai mari pentru viitor. Cine va rezista? Facebook-ul sau Instagramul? Instagram. De ce? Pentru că acolo îmi scriu că ești frumoasă, vedetă, cântăreață.